Bună seara, dragi telespectatori ai televiziunii libere Nașul TV. Sunteți la emisiunea Nașul Special. Îi țin locul colegului și patronului acestui post de televiziune, Radu Moraru. Sunt Paul Iurea, realizator a unei emisiuni, se numește Vama Verde, difuzată duminică, începe la ora 20. În această seară, așa cum v-am obișnuit, emisiune de colecție. Dați mai tare sonorul, dragilor, și ascultați adevăruri nespuse. Nespuse public pe un post național de televiziune. Nepromovate public de către cei care ar fi trebuit să asculte și opinia altor oameni. Pentru că asta înseamnă democrație. Democrația înseamnă expunerea mai multor păreri, extragerea cei mai buni și implementarea în societate. O societate furată. O societate în care trăim acum, stricată de niște politicieni incompatibili, care n-au reușit și nici nu și-au dorit și nici nu-și doresc reunificarea României. România este ciopârțită. Sute de mii de victime ale regimului bolșevic, din care nu am ieșit. Să știți că nu am ieșit. Suntem conduși de o gașcă de infractori, pentru că vom vorbi în această seară și despre ceea ce fac ei, infracțiuni împotriva umanității. Țările sunt sărace sau bogate datorită politicienilor care trădează sau apără interesele populației, celor mulți, care de fiecare dată se duc la vot cu speranța că mâine va fi mai bine, că ei vor avea un trai mai bun și că viitorul copiilor lor va fi asigurat. În schimb, nu este așa. Sub nicio formă. Pentru cetățenii din Republica Moldova, basarabenii noștri, pentru românii de pretutindeni, această emisiune este un semnal de alarmă și un mesaj pentru voi. Treziți-vă din somnul cel de moarte. Eminescu este un poet național și universal pe care unii, prin doctrinele neomarxiste noi, doresc să-l scoată, pentru că el este patriotul desăvârșit al acestui popor. Dumnezeu să ierte pe cei doi interpreți de muzică din Republica Moldova care au sfârșit tragic într-un accident în România. Și moartea lor a fost suspectă. Și multe morți au fost suspecte. Și nimeni nu a răspuns. Pentru că unii din aceste aparate de stat, din dreapta și din stânga prutului, n-au dorit să se afle adevărul. Asta denotă faptul că sunt complici la multe din crimele săvârșite asupra populației pe care ei le conduc. Defectuos. O linie imaginară a unei ape despart frați, destine, rude, vorbitori de aceeași limbă, fără dialect, ci doar cu accent. Asta e România mare. Noi, cetățenii, din tot spațiul ăsta vorbitor de limbă românească. Cu accent moldovenesc, oltenesc, dobrogean, ardelean, timocean, basarabean, bucovinean, maramureșean. Asta este puterea unui popor. Limba, tradiția și istoria comună. Nimic nu se poate face fără cultură
și fără unirea culturală a tuturor românilor. Prin Graiul. Cred că sunt înțeles de toți românii ăștia care se uită acum la această emisiune. Așa cum își zic ei, valahi, moldovani, moldoveni, bucovineni, ardeleni, olteni și așa mai departe. Dragi telespectatori, atenție mărită la o emisiune specială despre un popor împărțit în două popoare și în mai multe popoare de către niște dușmani acestei nații care nu și-au dorit niciodată să fim uniți. Diversiunile pe care le suportăm și le și acceptăm, din păcate, reușesc din ce în ce mai mult. O mână de oameni adevărați, în schimb, vă dau informații pe care dumneavoastră trebuie să le procesați și să alegeți cei mai buni din ele. Am urmărit activitatea invitatului din această seară foarte mult timp. M-am pregătit și sunt gata acum să vă spun că un om corect a venit la singura televiziune liberă din România. Un om care chiar crede în oameni, indiferent de etnia lor. Orice om s-a născut într-un loc, este al locului. Iar dacă locul ăla se numește România, așa trebuie să fie și el, român. Istoria ne judecă, dar ne judecă și conștiința. Conștiința care multor politicieni le lipsește. Cea a eroilor neamului ăstuia care au murit pentru apărarea creștinătății în Europa. Poporul ăsta s-a sacrificat cel mai mult. Sub Ștefan cel Mare, sub Mihai Viteazu, sub Vlad Țepeș. În această seară, un invitat special se numește Sergiu Mocanu. Bună seara, domnule Mocanu. Bună seara. N-am să citesc foarte mult din CV-ul dumneavoastră, dar chiar pentru români, pentru români și pentru basarabenii care nu-l cunosc pe domnul Sergiu Mocanu, să știți niște lucruri, pentru că este foarte important, iar discuția din această seară, cu siguranță, va devoala foarte multe din informațiile greșite pe care le primim noi în România sau basarabenii din Republica Moldova, frații noștri, prin media care manipulează criminal, din punctul meu de vedere, și nu spune adevărul, sau nu ascultă oameni care au ceva de spus. Și au și experiență și, mai presus de toate, sunt patrioți. Iubesc locuitorii, iubesc țara, iubesc limba, cultura, vecinii și alte etnii conlocuitoare, cum se spunea. Din biografia dumneavoastră, domnule Sergiu Mocanu, sunteți născut la 6 iunie 1961 în satul Ciobalaccia. Ciobalaccia. Dar da, de ce? Un nume tătăresc. Acolo au stat sate tătărești, dar zona aia a fost depopulată și acolo a fost populată cu ardeleni, cu munteni. Ai mei, în special, pe linia tatălui, sunt veniți de prin Bistrița. Aici. Iar zona aia, de la Tigheci în jos până la Marea Neagră, a participat încă la Unirea Mică, a fost partea României încă 22 de ani în secolul XIX și asta și amprenta celor vremuri a rămas acolo. Raionul se numește Cantemir, atunci, în 1961, Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. Absolvent al Facultății de Fizică și Matematică a Universității Pedagogice din Tiraspol. A activat în calitate de profesor școlar, director de școală, șef al Direcției Raionale
de cultură și vicepreședinte al Comitetului Executiv Raional. În anul 1992, în calitate de comandant adjunct de companie, în trupele de carabiniere, a luptat în Transnistria. A fost rănit și ulterior decorat cu Ordinul Ștefan cel Mare și am să adaug și Sfânt. În anii 1994-98 a fost redactor al săptămânalului Țara și unul din liderii Frontului Popular Creștin-Democrat. La 24 noiembrie 1998 a fost exclus din acest Front Popular Creștin-Democrat. Nu știm de ce, vom afla probabil. Din 1998 până în 2003 a fost unul din liderii Partidului Renașterii și concilierii din Moldova. Din 2002, Partidul Liberal. Acesta s-a transformat în Partidul Liberal. Din 1994 până în 2001 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Din 2 februarie 2004 până în 26 iunie 2007 a fost consilier prezidențial cu misiuni speciale. A celui mai odios antiromân, Vladimir Voronin. Deci a fost consilierul prezidențial, rețineți, dragi telespectatori, cu misiuni speciale a lui Vladimir Voronin, pe care domnul Sergiu Mocanul numește cel mai odios, da? Antiromân. Antiromân. Și veți afla informații despre acest lucru. La alegerile parlamentare din 2010, Sergiu Mocanu a devenit liderul listei de candidați al Partidului pentru Neam și Țară, PPNC, un fel de partid național țărănesc al nostru de aici, probabil. Da. Partidul nu a depășit pragul electoral. La sfârșitul anului 2010, Sergiu Mocanu a format grupul de inițiativă pentru crearea Mișcării Populare Antimafia. Ceea ce ne lipsesc nouă, românilor de aici, pentru că și noi avem o problemă cu mafia statală, mafia transfrontalieră, cea care lucrează în laboratoarele controlate, din punctul meu de vedere, tot de către Moscova, via Germania, via alte țări, împotriva interesului național și împotriva cetățenilor. Reunirea înseamnă doar prosperitate. Și vom intra în detalii. La Congresul de Constituire a Mișcării Populare Antimafia din 6 martie 2011 a fost ales președintele partidului. Este căsătorit, are 2 copii și a venit în această seară să pună umărul la destructurarea acelei mafii din Republica Moldova și să facem și conexiunile cu mafia și cu anumite personaje foarte importante din politica românească, din presa românească. Astea două au mers mână-mână. Din acest motiv, televiziunea Nașul TV a fost atacată pentru a fi preluată sau închisă. Pentru ca telespectatorii să nu primească informații exact nici în această seară. Devoalăm în continuare cu domnul Domnul Iurea, dacă îmi permiteți să mai adaug ceva, dacă tot e vorba despre mine. Eu sunt pilot sportiv și întotdeauna am spus, în special, am stat 4 luni închis în pușcărie după evenimentele din 7 aprilie 2009, unde m-a băgat Voronin atunci. Copiii mei erau pe teritoriul Ambasadei României în acea perioadă, au stat un an de zile pe teritoriul Ambasadei României și eu am fost recunoscător statului român, am adus mulțumiri statului român atunci în persoana domnului Băsescu, că au avut curajul și tăria să reziste în fața atacurilor lui Voronin atunci, care vroia să-i scoate de pe teritoriul Ambasadei României. Eu am mers în toate instanțele mafiotizate din Republica Moldova și am dovedit după asta nevinovăția lor și am ieșit curat în fața statului român, că nu au ținut 2 infractori pe teritoriul ambasadei, ci au ținut 2 oameni care chiar erau... Deci v-au arestat ca să înțeleagă românii. Și Basarabe. M-au arestat după evenimentele... Erați consilier? Nu, nu mai eram consilier. Eram plecat din consilier, îl sfidam. El a fost foarte supărat
pe motiv că anturajul lui îi spuneau că a ținut un spion român în staful lui. Erați considerat spion în perioada, da, Voronii. Exact. Deci nu, el s-a prins pe urmă că a fost un pic, cred că o să am timp să vorbesc. De ce am spus chestia asta? Pentru că eu am spus întotdeauna, eu sunt pilot sportiv și am zis întotdeauna că atunci când politica va fi la fel de sigură ca și aviația, vom trăi bine în spațiul ăsta. E foarte important, dragi telespectatori, copiii băgați în pușcărie cu o cheiță din asta, vezi, doamne, un scandal, o bătaie de cartier, cum zicem noi în România, care nici nu a fost, care nici nu a existat, iar după evenimentele din 7 aprilie, da? Din 7 aprilie, da. Domnul Sergiu Mocanu, 4 luni în... Am stat la pușcărie. Pușcărie. Pe ce motiv? Pe două articole. Un articol, uzurparea puterii de stat, adică lovitură de stat. Adică ați vrut să dați lovitură de stat. Da. Și al doilea, organizarea manifestărilor de masă. Asta au fost capitele de învinuire. Am fost scos de acolo. În primul rând, ambasada Americii a trimis un om și m-au scos dintr-un subsol unde mă țineau. M-au ținut vreo 16 zile într-un subsol, într-o celulă unde nu era nici lumină, nici nimic. Păi și nu cum știam. Au reușit să intre acolo? Au reușit. I-au convins și a venit un angajat al ambasadei Americii și m-au văzut acolo și m-au scos copii de acolo. Copiii erau deja în ambasadă? Da, erau în ambasadă. Au trăit un an de zile în ambasada Statelor Unite? Stat un an de zile pe teritoriul ambasadei României. Dar americanii? Americanii s-au implicat. Au venit și v-au predat ambasade românești? Nu, americanii le-au cerut să mă scoată din subsolul ăla și să mă treacă în niște condiții măcar de pușcăreaș, nu de prizonier de război. Iar din pușcărie deja am ieșit prin Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg. Așa au avut o procedură de urgență, au obligat guvernul, Voronii. Erați cetățean român și dumneavoastră și copii. Da. Eram cetățean român. Domnul Iurea, haideți că, dacă tot, ca să nu creadă lumea cumva că ne păstrăm pe o chestiune de asta foarte personalizată. E foarte importantă. Și, da, ca să nu mai existe discuții, da? Da, mai ales exact. Pentru Basarabenii care la... La subiectul cu Voronii o să mai revin, desigur, în această emisiune, dar ca să nu creăm iluzii pentru cineva, ca să fie foarte exact dispoziția mea din această seară și pornirile pe care le avem, o să spun un caz care poate fi multora, în special din clasa politică de la București, le poate părea chiar banală chestia asta. Astăzi dimineață a fost o știre, mai multe agenții de știri au dat moartea unui tânăr pe nume Călin Farcaș. Acest tânăr a murit din cauza că n-a putut depăși o stare a birocrației din România pentru ca să-i se facă un transplant de plămâni. Exact. Așa cum spuneam, ca să fie clară dispoziția din start, se pare că acest tânăr, Dumnezeu să-l ierte, a avut ghinion. El n-a putut să dezvolte o strategie la fel de bună ca și lui Dragnea, ca să poată supraviețui. Pentru că tot ieri am văzut că domnul Dragnea a dezvoltat strategii foarte bune ca să nu ajungă la pușcărie. Asta o spun pentru ca să intrăm în subiect și să înțeleagă toată lumea că, așa cum le s-au părut unii că eu am înființat o mișcare care nu prea are treabă cu unirea, cu România, cu ce, domnule, lupta împotriva mafiei, pentru că au fost foarte mulți la București care au spus, domnule, dar ne ducem în România, aducem Basarabia cu tot ce are și ne descurcăm aici. Nu este așa. Nu este așa și eu o să încerc astăzi să dovedesc că nu este așa. Pentru că această rătăcire a existat din 90 încoace. Domnule, facem mafia noastră și facem unirea. Noi ne unim între noi, facem o mică înțelegere între noi românii. Nu este așa și eu pot dovedi lucrul ăsta astăzi aici. Pentru că mafia de la București și mafia de la Chișinău îndepărtează unirea. Și eu n-am nevoie de declarații de dragoste pentru basarabeni din partea partidului domnului Dragnea. Nu am nevoie de cuvântări pompoase sau patriotice în Parlamentul României de centenarul Unirii să spună, domnule, nu mai putem de dragoste pentru Basarabia. Dar să știți că în România nici ceilalți politicieni, care există în România nu sunt preocupați acum decât de a scăpa de pușcărie. Exact. Nu de reunificarea țării. Ei demolează statul român, atâta timp cât Călin Farcaș n-a putut dezvolta o strategie la fel de eficientă ca a lor să supraviețuiască. Eu asta o spun pentru că eu nu sunt foarte fericit, că după atâția ani de zile lupt împotriva unui golan împroprietărit la Chișinău.
care a pus mâna pe toată țara aia, nu sunt foarte fericit și vă spun de ce, pentru că ați arătat acea melodie care ne trezește lacrimi tuturor, pentru că eu sunt generația aia, eu sunt generația lui Doina și Alda Teodorovici, eu sunt generația care ești în stradă în 89 și care a pus la picioarele noastre, a fost un imperiu. A fost un imperiu care ne-a ținut atâta timp într-un lagăr departe de România. Eu am crescut pe malul Prutului, eu am trăit, eu am un copil, ba mai mult decât atât, haideți să vă spun lucrul ăsta, ca să vă spuneam înainte de emisiune. Eu am un copil căruia am pus numele Adrian Păunescu, pentru că eu, dincolo de Prut, trăiam cenaclul Flacăra. Adrian și Păunescu, da? Nu, Adrian. Îl cheamă Adrian, după da. Adrian Păunescu. După Adrian Păunescu, de la Adrian Păunescu, i-am pus numele Adrian. Pentru că eu, dincolo de Prut, fiind adolescent, fiind copil și adolescent, trăiam fenomenul Flacăra, îl trăiam ca pe o deschidere spre lume, ca pe ceva foarte americanesc, ca pe ceva foarte antisovietic. Ca în 95 la Strasburg, fiind deputat din partea Parlamentului Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, să mă apropii de domnul Păunescu, Dumnezeu să-l ierte, și să-i spun: maestre, m-au rugat polonezii și balticii să vă rog pe dumneavoastră, delegația noastră, dumneavoastră, da, România, să dăm un vot simbolic, noi ăștia din Est, de un vot împotriva admiterii Rusiei în Consiliul Europei. Rusia era admisă în Consiliul Europei. Da. Dar a fost noi ăștia să facem o acțiune de frondă, să încercăm să demonstrăm că ne opunem unei asemenea perspective pentru Rusia în Consiliul Europei. Păunescu a strigat la mine, m-a înjurat și a zis: bă, să nu te aud, nu știu ce. Și în adunarea parlamentară, mie mi-a fost rușine groaznic de polonezi și de toți ceilalți. În adunarea parlamentară, când a fost ședința, la ședința plenară, când s-a votat cu vot nominal pentru admiterea Rusiei, Păunescu s-a ridicat și a rostit un laudațiu în adresa lui Zyuganov, președintele Partidului Comunist din Rusia. De pe atunci a rostit un laudațiu la adresa lui Zyuganov. Și eu am avut așa am avut un supliciu. Adrian Păunescu, așa, exact, da, lumea cunoaște. Exact. Și Basarabia, deci, eu vă spun despre trăirile. A fost geniu și rămâne un geniu al poeziei. Și am scris. Dar exact, și am scris pe urmă un eseu în Țara, am scris un editorial în care spuneam: domnul Păunescu, maestre, dar ce mai contează toate spectacolele pe care le faceți la Prut, ori de câte ori treceți această frontieră și spuneți să cadă, dacă îi cântați osanale lui Zyuganov? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nimic nu se poate întâmpla între noi. Nicio unire nu se poate întâmpla între noi, o unire pe care și-o doresc foarte mulți români, chiar dacă mă refer la românii de aici și de dincolo. Nu se poate întâmpla nimic atâta timp cât avem două țări mafiotizate, atâta timp cât fenomenul mafiot își face casă bună peste Prut. Eu, așa cum vă spuneam, nu sunt foarte fericit, adică nu am bucurie pe care am avut-o atunci când ne-a stat un imperiu la picioarele noastre. Nu am aceeași bucurie pentru că simt această luptă ingrată. Am ajuns să lupt cu un golan împroprietărit. Atunci când eu luptasem cu... Eu am stat cu arma în mână la Nistru. Eu m-am dus la Nistru cu oameni tineri, cu moldoveni care mă căutau prin tranșee să mă întrebe că de ce am dorit limbă română și alfabet cu grafie latină, că ei să ajungă în tranșee și să împuște împotriva rușilor cu care luptase în Afganistan, cu care au fost într-o armată sovietică. Eu n-am făcut armată la ruși, n-am făcut armată sovietică. Și acești oameni, după toate riscurile pe care le-am avut la război, au ajuns să cânte "Treceți batalioane române, Carpații". De ce spun lucrul ăsta? Pentru că eu știu când se va întâmpla unirea. Unirea se va întâmpla a doua zi, când, după ce în Republica Moldova se va face lustrație. Și eu România. Sper, domnul... Și am cerut mereu lustrația clasei politice. Da, și eu sper, domnul... Și confiscarea averilor ilicite.
furtul. Sigur, din bunul public. Noi spunem confiscare extinsă. Aia. Da. Așa spunem și noi de ceva. Unii doar declarativ au spus-o. N-au crezut în ea. La noi, de exemplu... Nu vreau să sar de la una la alta. Nu o sărim, dar eu vă spun, niște politicieni români doar au lansat și după aceea au tăcut, au sper negociat. Sper că reușesc să explic anumite lucruri, pentru că multă lume poate să spună, până să trec să explic acele lucruri, multă lume poate să spună, domnule, dar ce mai Basarabia? Că spune lumea, deja ofticată de tot ce se întâmplă aici, de toată mafia de aici, spune, domnule, dar ce Basarabia? Am tras o carte proastă, că sunt ruși, că vorbesc rusește, că au racheți, că sunt mafie, că nu vor unirea și așa mai departe. Este o mare șansă pentru România. Este o mare șansă pentru România să facă așa cum spuneau strămoșii noștri, un update. Pentru toată țara. Pentru toată țara. Pentru că ar fi România are o problemă dincolo de Prut și nu va putea face mare lucru până nu-și rezolvă această problemă. Ea are și conotații istorice, dar și de viitor. Atât că eu întotdeauna zic un lucru. Eu nu am fost întotdeauna, așa cum în Basarabia există în anumite cercuri, în special în cercurile de unioniști ai generației mele, care trăiesc o mare frustrare după ce KGB-ul a reușit să infiltreze tot felul de lume zăpăcită, până liderul recunoscut cel mai mare român aici în România și dincolo, pe nume Iurie Roșca, se află că este de fapt prietenul lui Dugin, este antiromân și este chiar cu atacuri la adresa României după ce a beneficiat atât de mult, adică și-a făcut o meserie din a face unirea. Mulți alții care au profitat în Basarabia și au devenit unioniști, profesioniști. Deci după toate astea, acum este foarte greu să explicăm și să lămurim de ce avem nevoie de unire, cum trebuie să facem unirea, mai ales că PSD-ul dumneavoastră, în frunte cu Dragnea și cu alți lideri PSD, fac casă bună cu Plahotniuc. Cine e Plahotniuc? Asta vreau să explicați dumneavoastră. Vreau să punctați, să vă gândiți doar la un singur lucru. La românii care nu știu povestea lui Plahotniuc. Da. Cine este Plahotniuc? Ascensiunea acestui individ? Ce conduce, ce face acolo în Basarabia? Și eu am să-i găsesc oglinda lui din România. Eu cred că sunt mai multe oglinzi în România. Lumea trebuie să știe că eu sunt subiectiv atunci când vorbesc despre acest personaj, dar mă strădui să spun tot ce aici spun eu poate fi verificat și probele stau la suprafață. Sunt subiectiv pentru că eu am toată averea sechestrată, nu am conturi nicăieri, da, apartamentul. Nu am alte averi, executorii juridice îmi caută conturi, dacă nu deschid cumva conturi ca să-mi sechestreze orice bani pe care îl fac, pentru că eu am pierdut toate judecățile în justiția lui Plahotniuc, am pierdut toate judecățile pentru daunele morale și materiale pe care le-am adus, a suferit foarte mult din 2010, atunci când l-am atacat. Până să ajung să vorbesc despre acest personaj... Ca om politic, în primul rând. Ca un politic. Sigur că da. Dar până să ajung să vorbesc despre acest personaj, trebuie, cred că, să spun câteva lucruri despre Voronin, că de acolo pornește toată istoria. Începem de la Voronin. Da. În 2001, Partidul Comunist este surprinzător pentru toată lumea, mai ales aici în România, care considerau Basarabia o țară românească care merge spre România și spre unire. Toată lumea rămâne șocată că Partidul Comuniștilor câștigă o majoritate constituțională care poate modifica totul în Republica Moldova. De la Constituție până la tabla mulțirii. Deci totul puteau modifica. Aveau o majoritate constituțională în Republica Moldova. Iar liderul acestui partid, Vladimir Voronin, care se recunoștea drept comunist, fost ministru de interne în perioada dezghețului gorbaciovist, erau câteva semne de întrebare de el, vis-a-vis de el atunci, pentru că n-a tras în protestanți, n-a tras în mulțime care, în protest, da, cer scuze, deci n-a tras în protestatari și nu a făcut o baie de sânge așa cum s-a întâmplat la Tbilisi, în Lituania și așa mai departe. Era un semn de întrebare că ar fi ceva cu el, că nu e chiar satrap. Dar așa ce sau altfel satrap. Cuvânt românesc. Vechi românesc, vechi. Da. Și mai revenim la cuvinte neaușe. Eu chiar o să mă strădui să mai spun eu cuvinte neaușe de pe zona Moldova. Alții nu știu. Da. La bunicii mei, că și eu sunt moldovean, din Iași, bunicii mei din Bacău și Vaslui, am auzit cuvântul exact. Satrap, care nu mai este folosit.
Da. Și Voronin a venit cu un partid comunist la guvernare pe un mesaj foarte prorus. Voronin, toată lumea stătea consternată în fața lui Voronin că ăsta duce Basarabia spre Rusia și o întoarce înapoi în Imperiul Sovietic. Cu atât mai mult că și Ucraina, și Ucraina la acel moment era foarte rusească, era foarte rusească. Era departe să ajungă în zilele astea cu războiul de la Donetsk și așa mai, și tot ce se întâmplă acum. Voronin atunci a intrat într-un joc mai subtil, nu atât de pe față jocul, și a început să facă un joc din 2001 până în 2003 prin care obstrucționa România să accedă în structurile NATO și ale Uniunii Europene. Ăsta era un joc al serviciilor rusești de pe atunci, adică i s-a spus lui Voronin, nu faci atacuri deschise, jucăm subtil. Astfel, diplomația moldovenească, peste tot, la Bruxelles, la Strasburg, la Washington, peste tot, căuta conflicte cu România, ca Germania să aibă motive să spună de ce România nu poate accede în Uniunea Europeană. Asta era jocul făcut pe de o parte al rușilor, pe de altă parte al Germaniei, care sunt sigur că nu dorea România în Uniunea Europeană. În 2003, Voronin, care a crezut, el s-a comportat în Basarabia ca un cneaz rus. Ăsta e grădina mea, nu vă dau voie să călcați pe ea, deci eu sunt stăpân aici. Dacă vreți, discutați cu mine. Dar Moscova n-a jucat niciodată la Chișinău o singură carte. N-a jucat niciodată cu un singur om. A jucat întotdeauna cu întreagă rețea. Cu întreagă rețea de agentură care a rămas în intelectualitatea de la Chișinău, în special în intelectualitate, și o să mă refer la subiectul ăsta. Vă zic, sunt foarte subiectiv. Lumea poate pune la îndoială că nu sunt Superman și nu am numai eu dreptate, dar nu am de gând să-mi pun o prelej deloc și să nu pun nicio frână, pentru că foarte multe lucruri, foarte mulți bani a plătit bugetarul român prin Institutul Cultural Român, prin alte instituțiile ale statului român, unor escroci la Chișinău care au fost din rețeaua caghebistă și care au rămas până acum în rețeaua caghebistă, dau o retorică mai patriotică decât a mea acum. Mai patriotică decât a mea. Și o să ajungem de ce ăștia nu vor face niciodată unirea. Voronin a ajuns în propria capcană și a întins o cursă, chiar el. El a considerat că Moscova va fi fericită să întoarcă Transnistria Republicii Moldova. Va fi fericită să facă o republică sovietică socialistă moldovenească ca altă dată cu Transnistria. Ori Moscova nici în gând n-avea să facă așa ceva. Pentru că partea FSB-ului aveau deja parandărături mari din Transnistria. Știți ce sale parandărături? Da, folosim și noi. FSB-ul, FSB-ul înseamnă fostul KGB, actualul serviciu secret. Exact. Iar rusesc. Fenomenul parandărăturilor aici deja cam... Parandărături. Da. Cam l-au mai stârpit un pic. Carlo a mai stârpit. La noi e mare. În spațiu fost sovietic e mare. În Basarabia nici nu este cunoscut termenul, este folosit un termen rusesc pentru chestia asta. E consacrat ca și Sputnicul, e aproape ca și Sputnicul, cuvântul rusesc. Punct MD, nu? Avem și noi niște personalități aici. Sputnicul, chiar niște oameni umflați, exact. Așa, niște colonei păi din armată, apropo, îi umflă pe la televiziuni, apropo, în prime time, apropo, și fac mari patrioți, ei, exact, mari experți în geopolitică. Exact, da, dar băieții ăștia sunt de acolo, de la Moscova. Sigur, da, Sputnicul de la Chișinău este diriguit de Roșca, de Iuri Roșca, marele patriot Iuri Roșca, prietenul lui Dugin. Ia și pensie de la statul român, să știți. Exact, revin la Voronin. Revin la Voronin ca să ajung la Plahotniuc, ca să ajung la mafia din Republica Moldova sprijinită de PSD-ul dumneavoastră. Al nostru. Sunt și eu cetățean român și atunci trebuie să mi-l asum PSD-ul ăsta, că nu pot să... Ne-l asumăm. Exact. Și ceilalți... 999.999 de... Îmi vine greu să mi-l asum când am votat niciodată pentru el. Ok. Da. Deci, Voronin, în 2003, crede că Rusia îl va ajuta să unească Republica Moldova cu Transnistria. Și greșește.
pentru că la Moscova erau oameni care primeau bani grei din Transnistria. Dădeau gaze, resurse energetice în Transnistria, pe drujbă, pe prietenie, pe sprijinul unui popor oropsit transnistrian care este subjugat de români, de românii agresivi care au venit peste ei și așa mai departe. Ei, Voronin se pomenește la un moment dat că Rusia, de fapt, nu vrea să facă lucrul ăsta. Nu vrea să-i unească țara. Nu vrea să-i facă o Moldovă întreagă, așa cum a fost altădată. Și că el, de fapt, este urmărit de agentura rusească, că nu au deplină încredere în el. Și el se pomenește cu cel care era trimisul lui Putin la Chișinău, cu un tratat de crearea unui stat comun încă de la Lucinski, un erou al României acum, un mare caghebist la Chișinău, Lucinski, Petru Lucinski, cel care a fost președinte a Republicii Moldova, da, și căruia i s-a dat steaua României de către Constantinescu, președintele Constantinescu, și care a primit cetățenia română nu de mult. Este șeful rețelei KGB de la Chișinău, Lucinski. Și haideți să vă spun și eu un secret. Acum, ca să nu chiar de lumea firul. Da. Spuneați de Emil Constantinescu. Cel da. Născut în sudul... Să nu pierdeți firul. Da? Cel născut în sudul Republicii Moldova. Da. În ce județ? La Tighina. Părinții lui au fost... A trăit până la vârsta de 3 ani, se pare că... Eu vă spun că numele lui real era Emilian Costinov. Și nu prea era cu nația asta. Dumnezeu să-i dea sănătate. Sănătate că a făcut niște prostii. Că el a fost și geologul țării. Uite, avem probleme acum, Roșia Montană. Voronin, bogățiile le dăm. Voronin, și datorită lui. Voronin cade în propria lui capcană. Se pomenește pe ultima sută de metri că el nu poate să-și reîntregească ca și cum țara și să fie stăpân peste toată Republica Moldova. Că rușii nici în gând nu au să unească Transnistria cu Republica Moldova. Și în acel moment a fost o oportunitate. Eu fusesem deputat, îl cunoșteam destul de bine. Eu am primit un telefon de la un prieten de aici, de la București, care mi-a spus că autoritățile de la București, eu nu știu cine atunci a fost contactat, au fost contactat de Solana, au fost contactați și întrebați dacă ar putea cumva influența situația la Chișinău. Și eu zic, hai să încerc. Și am mers și am spus lui Voronin că ar putea să discute cu cineva. Au fost și alte influențe, nu numai eu. Așa sau altfel, Voronin în acea zi a luat o decizie să-l întoarcă pe Putin din drum. Putin care era în avion să vină la Chișinău, să semneze, să asiste la semnarea unui tratat de crearea unui stat comun între Transnistria și Republica Moldova, un stat confederativ, prin care să țină Republica Moldova departe de Europa și de România. Voronin a refuzat să-l primească pe Putin atunci și a refuzat să semneze acel tratat. Solana a vorbit cu el peste 2 ore, dar acolo s-au pus câteva condiții importante. În felul ăsta eu am ajuns în staful lui Voronin. Eu știam foarte exact că mă voi afla în staful lui Voronin până România va accede în structurile NATO și în structurile Uniunii Europene. Acum, ca să fie clar, eu n-am avut un rol hotărător cumva. Eu mi-am făcut munca mea mică, de furnică, într-un staf a unui om foarte odios, foarte, foarte pornit împotriva României. Pe urmă au fost și lucruri haioase, desigur. A plecat Iliescu, a venit Băsescu, a venit așa ca un cavaler călare pe cal, l-a luat pe Voronin deoparte, recunoaște și el acum chestia asta, dânsul. A venit și i-a spus, domnul președinte, haideți să facem unirea. Ei, asta a fost comic. Eu m-am speriat atunci că stricăm tot jocul. Asta era comic pentru că să-i propui lui Voronin, atât de odios antiromân, să-i propui să facă unirea, era ca și cum i-ai fi propus lui Ben Laden să se creștineze, ceva de felul ăsta. Voronin a avut frustrări, cred că ceva timp, a zis, domnule, dar ce-am greșit eu? Deși Voronin este din Transnistreni, de pe mamă provine din Ardeleni, pentru că transnistrenii sunt ardeleni. O familie bună, mama lui. Da, bunicul era un anticomunist, exact, luptător, exact, care a făcut pușcărie. Vedeți dumneavoastră, dar el a fost crescut de un părinte vitreg, de tată, exact, vitreg, care i-a
impus, era un mare comunist acolo. Da, și a crescut la școala sovietică. Trebuie să știți că noi avem, deci eu îi numesc pe basarabeni, îi numesc plastică, îi numesc zarzavaturi românești crescuți în pepenieră rusească. Din păcate, foarte multă lume la Chișinău sunt în această zonă a unui lapsus istoric, a unei uitări de sine, pentru că trebuie să știți, acum fac o mică incursiune în istorie înapoi, în 53 erau doar 14% de români în Chișinău. În 44, când au intrat, au ucis 7000 de intelectuali, i-au ucis cu baionetele într-o biserică din parcul Valea Morilor, i-au ucis cu baionetele ca să nu producă împușcături, iar pe restul i-au dus în Siberia. Deci, vă dați seama prin ce a trecut populația de acolo. Eu asta o spun ca lumea să înțeleagă unde s-a pomenit populația de acolo. Iar intelectualitatea sovietică moldovenească, care a crescut pe urmă la sub patronajul KGB-ului, în perioada Revoluției de la 89, chiar au crezut că au pierdut legătura cu centru. Chiar foarte mulți dintre ei au fost sinceri și au crezut că se pot manifesta românește și nimeni nu o să le amintească niciodată ce au făcut pentru KGB-ul de altă dată. Era simplu, era foarte simplu pentru toți. Era simplu pentru toți și eu am o emisiune miercuri seara pe care o știi. Da, eu mă numesc cuvântător acolo, eu spun cuvinte. Și dacă lumea ar vrea să vadă, în fiecare miercuri la 20:30, mâine, apropo, o să fiu în emisiunea mea. Spune-te, rog frumos, și site-ul unde Antimafie, se... antimafie.md, antimafielegat.md. MD de la Moldova. Da, da. MD, și... da. Nu MD. Dom'le, MD. MD. Uite, asta e diferența. Ai zis MD e și de moldovan. E de la ruși. Da, MD. Nu. Da. Nu, nu MD. MD. MD sau MD. Păi în cazul ăsta ar fi PSD. Păsădă. Păsărele. În fiecare miercuri la 20:30 pe antimafie.md eu cuvântez. Eu spun aceste lucruri. Acum ca să trec la Plahotniuc. Vă rog. Plahotniuc împreună cu fiul lui Voronin l-au convins la un moment dat pe Voronin că nu mai face comunism. Că trebuie să facă un fel de capitalism de stat. I-a explicat foarte exact cum poate face acest capitalism de stat. A pornit-o de la Petrom Moldova. Petrom Moldova, care când a venit Voronin președinte, era o singură stație Petrom, care era îngrămădită din toate părțile, de Lukoil, de altele. Petrom Moldova era Petromului nostru, nu? Era o sucursală, era o filială a Petromului din România. Era singura, practic, investiție românească pe care România nu o putea dezvolta din cauza lui Lucinski, care a primit Steaua României. Sunt foarte ofticat pe chestia asta. Facem un memoriu să o retragă. Da. De Lucinski, pe urmă de Voronin. Deci ei vroiau cu orice preț să închidă Petromul. Un sărman, știu eu, cineva de la Ploiești care a venit la Chișinău a fost și bătut ca să nu mai stea acolo și să facă această afacere Petrom. A venit Plahotniuc. Dar știți cum a ajuns Plahotniuc la Petrom? De la Ministerul Industriei și Comerțului de la București a venit cineva care trebuia să aleagă pe cineva pe care să-l numească la filiala Petrom din Chișinău. Erați parlamentar în perioada aia? Exact. Era ambasador domnul Marcel Dinu. Nu mai știu unde este. Și a venit să fac un concurs. Știu și numele, dar nu cred că mai contează numele lui, că au trecut foarte mult timp. I s-au prezentat câteva candidaturi pentru această funcție. Este cunoscut cazul. Îl spun poate în premieră pentru publicul de la București. Totuși sigur că era sub patronajul PSD-ului de atunci. Deci omul era PSD-ist aici. Și seara, după ce a avut o zi grea de muncă, personajul, a venit cineva, i-a spus, bă, este un băiat aici, este un pește care vrea să-ți organizeze odihna de seară. A doua zi dimineață, pește, era... Pește, da? Pește, da. La ce vă referiți? La un...
proxenet. Am înțeles. Deci tot așa se spune pește și la nu, noastră? Îi spune altfel în Basarabia. Eu spun pentru pește. Publicul românesc. Da, nu vreau să-i... Nu vreau să-i, să-i fac nu, o seară frumoasă, asta da? Doar tu, deci eu nu vreau să-i familiarizez da. pe cei de la București cu slang-ul din Chișinău. Nu, da. Pește, da. Da. Și, pescar de femei. Exact. Și ăsta i-a adus o fată omului în hotel, s-a odihnit, dimineață la o cafea a venit și zice, domnul, nu vă supărați, dar știți că eu aș vrea să fiu, credeți-mă, vă rog, eu mă uit în ochii dumneavoastră, lucrul ăsta pe care vă-l spun acum poate fi probat. Poate fi probat. Deci eu aș vrea să fiu director la Petrom. Păi stă, ce, cum? Tu ești cu altă meserie. Zice, nu, dar nu vă grăbiți să-mi dați un răspuns acum, eu vă las o casetă aici. Zice, mergeți în... Se filma, tot timpul exact, se filma. Da. Mergeți în camera noastră de hotel, priviți caseta aia și spuneți în șut noastră ce hotărâre ați luat. La care ăsta a venit și a spus, domnule, da, văd că ești bun, ești bun. Să știți că foarte mult, și acum când vă spun lucrul ăsta, mă uit în cameră, foarte mulți oficiali de la București au pățit pe urmă același lucru Plahotniuc. A avut întotdeauna două lucruri de făcut. Banii, șantajul. Banii, șantajul a știut să-i folosească foarte bine. Se purta, să știți, și în serviciile secrete românești, cele care au făcut școală pe la Moscova. Plahotniuc asta a făcut atunci. A ajuns director la Petrom și a dezvoltat împreună cu familia Voronin o rețea a Petromului foarte rapid. Foarte rapid. Foarte rapid. Trecem, acum nu prea avem timp să vă povestesc cât și cum s-au hrănit toți în jurul Petromului ăsta la Chișinău, pentru că a fost Petromul acolo... Exact, personajul. Da. Petrom a fost extrateritorial acolo și au avut beneficii toți din Petromul de la Chișinău. Petromul de la Chișinău cred că și acum mai alimentează câte ceva. Așa a ajuns Plahotniuc pe lângă familia Voronin, după care a pus mâna pe fluxurile financiare. Vă rog imaginea lui Plahotniuc să o lăsați și am să rog pe invitatul nostru de valoare să vorbească despre acest... prietenul lui Ponta, prietenul lui ăsta care a fost ministrul de externe, cum îi spune? Meleșcanu? Nu, Meleșcanu, cel de la PSD, a fost... Corlățean? Corlățean, prietenul, da. Da? Bine. Spuneți-mi până la momentul lui Dragnea și toți ceilalți. Acestui domn, până la momentul în care s-a întâmplat... Da, deci pe lângă familia Voronin, practic Plahotniuc a pus mâna pe toate fluxurile financiare din Republica Moldova. Cine era în spatele acestui individ? În afară de anumite interese românești? Eu cred că omul ăsta a avut întotdeauna, ca și foarte mulți, noi le spunem băutori de ceai la Chișinău. Uh-huh. Băutori de ceai pentru că deci agenturile astea nelustrate de la Chișinău, îi numim cu un termen băutori de ceai pentru că a existat un șantaj făcut de Dodon deja la un post de televiziune când i-a spus unul din ăsta, i-a spus bea ceai și nu crăcni. Deci așa a fost în traducere. Bea ceai și nu crăcni atunci când ăla l-a atacat cumva pe Dodon. Adică noi știm, de fapt. Și așa a făcut-o fiecare care a venit de la Moscova la Chișinău. A venit cu o listă la Chișinău. A venit cu lista nelustraților la Chișinău. De aia eu român la Chișinău nu am... Eu sunt indezerabil la Chișinău. Cred că le-ai spus deja telespectatorilor, nu știu. Trebuie să le explici tu. Da. Sunt indezerabil pentru că toată intelectualitatea asta nelustrată la Chișinău, toată intelectualitatea asta nelustrată nu are treabă cu un român ca mine. Sigur că au și ei o justificare, domnule, a fost consilierul lui Voronin. Însă nu spun că Voronin le-a picat lor la mână foarte mult. Știți de ce? Pentru că toți care n-au făcut disidență în perioada sovietică au căpătat posibilitatea să vină la București să povestească cât de obsedați ei sunt sub un regim comunist al lui Voronin. Al lui Voronin regimul nu era comunist, era cleptocratic. Era mafiot regimul lui Voronin. Iar deosebirea regimului lui Voronin de regimul lui Plahotniuc acum era unul simplu. Atunci mafia era sub control politic, acum politicul este sub control mafiot. Simplu, simplu de tot. Din păcate, în plasa asta au căzut foarte mulți români. Buni români au căzut și oameni sinceri buni au căzut în această plasa lui Plahotniuc. Gimpu care a fost în alianță, care nu mai este, Dorin Chirtoacă, Gimpu, da. Sunt cunoscute personajele la Chișinău. Au fost oameni sinceri români.
au fost sinceri. Au fost șantajați cu acele casete? Au fost șantajați, li s-a dat voie să bage mâna atâta cât au vrut, după care li s-a amintit lucrul ăsta și mai departe. S-a tăiat capul. Nu vorbesc de Filat. Filat este un alt Lucinski, Filat care a avut contrabandă în România. Și despre care s-a știut. A venit la studii, KGB-ul a trimis. Primii studenți la studii în România a trimis KGB-ul. A fost la studii în România, a făcut facultatea la Iași. A făcut contrabandă de țigări. În România se știa. Toți l-au luat în brațe la București. De la Băsescu până la toți ceilalți. A uitat de el că e în pușcărie acum, dar l-a pus Plahotniuc în pușcărie. De fiecare dată când a fost de făcut ceva la Chișinău, nu știu de ce i-au găsit întotdeauna pe acești neilustrați. Deci intelectualitatea pe timpul Voronin a avut plăcerea să zică, domnule, noi acum, București, uitați-vă la noi, dați-ne bani, noi suntem sub un regim comunist, noi suntem disidenții acestui regim comunist. Ori în 89 era simplu de tot. Era simplu de tot să iasă, să rupă legământul, să-și facă procese de conștiință și să construim o Românie împreună. Asta cât de simplu era. Și eu, oamenilor care mă cred, celor care mă adresez în fiecare miercuri la 8:30, la 20:30 mă adresez, le spun, eu nu știu, poate mă dau tare acum, dar zic, nu știu, eu cred că aș fi avut curajul să recunosc dacă aș fi colaborat cu ei. Cred că aș fi avut curajul să recunosc. Așa cum mă știu eu pe mine că am rupt, am făcut exerciții de fiecare dată să rup legământul, să-mi fac procese de conștiință, cred că aș fi avut curajul să recunosc dacă aș fi avut măcar o colaborare cu serviciile secrete de atunci. Eu eram într-o zonă, fizică și matematică, nu prea se interesau de fizică și matematică. Erau interesați, imediat ajungeau în vizorul lor tinerii romantici care mergeau să facă limbă și literatură moldovenească sau ziaristică sau istorie. Deci toți ăștia erau imediat luați în colimatorul KGB-ului. Aveau patronul lor la KGB și fiecare a făcut câte un denunț pe colegul lui. De la care, mai departe n-au mai avut scăpare. Până acum, toată această intelectualitate n-a fost lustrată. Și foarte mulți dintre ei care au ajuns aici, care până acum fac sfatul țării, nu știu ce mai fac pe la Chișinău, fac integrarea românească în întreg. Domnule, și iată acum ajungem de Plahotniuc, am terminat să spun? N-am terminat, dar revin. Revenim. Revin pentru că unioniștii din Basarabia nu sunt în zona rusească. Unioniștii din Basarabia, din păcate, au ajuns, așa cum a ajuns Ghimpu și Dorin Chertoacă, au ajuns foarte mulți dintre ei în brațele lui Plahotniuc, dintr-o eroare, dintr-o mare eroare de, eu o numesc lipț de discernământ, dintr-o mare eroare. La ce fel de unioniști vă referiți? Cei din spațiul politic? La toți, la toți mă refer. Da? La toți. La noi, să știți, nu știu, și aici în mare parte, dar la noi nu există un personaj în spațiu civic care să nu vrea să ajungă în politică. Asta e anticamera politicii în Chișinău. Și adeseori activitatea civică este o acoperire pentru activități politice. Și avem mulți veniți, avem personaje veniți de la Moscova, comisiune să facă activități civice. S-a purtat și la noi o perioadă și la fel s-a întâmplat și în România. Da. Acum câțiva ani. Da. Acum la Chișinău e întoi chestia asta. Lumea s-a prins, între timp s-a prins, că asta atrag atenția basarabeilor, așa s-a procedat în România. Din civic au dat-o, vezi, doamne, vrem unire sau la noi. Păi nu, tăia pădurile, mâine venea și domnule, pe un partid socialist, comunist. Domnule, nu mă interesează politica, da. după care îl promovează televiziunile lor și după care spune, domnule, dar n-am încotro, poporul mă vrea în politică, poporul spune, domnule, nu mai pot să stai acolo, sunt făt frumos al Basarabiei, trebuie să merg în politică, am o misiune. Și că, doar aici exact, poți avea șansă că dacă ar fi fost pe voia mea, rămâneam și îmi făceam meseria, dar sunt nevoit, poporul mă dorește, mă cheamă la datorie. Așa se întâmplă peste tot, așa se face politica acolo. Deci, foarte mulți din spațiul politic și civic al activităților românești în Basarabia au ajuns din brațele KGB-ului în brațele lui Plahotniuc. Dumneavoastră aveți dreptate că e tot aia.
e tot aia. Tot de la nelustrarea clasei politice vine chestia asta. Tot de la nelustrare vine chestia asta. Au ajuns la Plahotniuc. Și eroarea cea mai mare, că dacă întreb pe fiecare, și acum ajungem, dacă întreb pe fiecare, domnule, dar cum facem unirea? Că m-au nebunit cu centenarul ăsta al unirii. Zic, domnule, sunteți numerologi, aveți o mistică în numerele astea. De ce în 2018 și nu în 2017 sau în 2019 se producă unirea? Ce aveți voi cu cifrele astea? Eu nu mai particip la manifestări publice. M-am săturat așa. Au terferit atâtea cuvinte românești, cum ar fi pragmate, cum ar fi centenar, cum ar fi... Le-au terferit pe toate, pentru că aceste cuvinte au fost rostite în deșert. Domnule Sergiu Mocanu, nu înțelegeți că asta e o tehnică de manipulare? Sigur că înțeleg. Sigur că înțeleg. Când te duci, da? Și tot ceri, dar te prefaci că vrei să faci, că exact. Vrei, că-ți dorești să sigur faci sigur că ceva. E o formă de manipulare. Păi acum, dacă vrea Sergiu Mocanu, cu oameni adevărați, corecți, sau România, Paul Iurea, să zic, băi, la noi, noi avem o problemă cu Roșia Montană, gazele din Marea Neagră, ne fură tot. Roșia Montană tot KGB-ul a făcut. Dole, bineînțeles, o să vedeți pe spațiu public cât de curând informații zguduitoare la ceea ce se întâmplă în România acum cu penalii, cu Dragnea și cu vânzarea Roșiei Montane. Și să vedeți cine e în spate. Să vedeți cine e în spate, cu tremurător. Dar să știți că sfoile tot de la Moscova. Exact. Ca să nu aibă nicio îndoială, domnul Dragnea, de atitudinea noastră. Acum, dacă vrei să faci un protest, bă, uite aici în spate, la noi. Noi avem pe fundal piața aia cu mii de lumini, care era o replică, de fapt, a ceea ce s-a întâmplat la Kiev, da, cu Revoluția Portocalie, cu luminile aprinse. S-a încercat și aici. În spatele nostru e piața Victoriei. Aici, la domnul Sergiu Mocanu, avem guvernul României. Bă, dacă mai vrem să ne mai strângem masă critică de 1 milion de oameni, cine mai iese? Pentru că s-a dus tot un derizoriu. În contextul... Orice protest adevărat l-au luat și l-au transformat în ceva politic. Ei, de ce ați avut un protest acum a poporului dumneavoastră la adunat Dragnea când spunea că sunt care, ascultat? Care, domnule, dumneavoastră ați văzut pe oamenii aia săraci? I-am văzut, domnul Paul, i-am văzut, domnul Iurea. Asta mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine în fața dușmanilor noștri de la Chișinău care ne râd în față. Dumnezeu, când Dragnea, Chișinău, când Dragnea, când Dragnea face... Niște... Păi uitați-vă la ai voștri, la București, tot același lucru îl fac. Nu-ți de aici din povestea numită frumos, Basarabie, Românie. Da. Nu! Dar de la Moscova, dar ăștia nu mai trăiesc pentru teritoriile pe care le stăpânesc prin mafie. Așa dar a fost mai ușor mafiot, să suport. Statul mafiot, așa cum zice Radu Moraru. Dar a fost mai stat paralel, stat mafiot. Dar a fost mai ușor să suport mitingul lui Dragnea decât mineriadele de altă dată. Aia a fost deja... România a făcut un pas mare, că de data asta s-a repetat istoria ca o farsă, decât atunci când au măcelărit tinerii aia în piața universității și altele. Revin la intelectualitatea nefrustrată de la, nelustrată, frustrată, dar nelustrată de la Chișinău. Oamenii ăștia s-au pomenit într-o mare eroare. Și eu acum nu... Eu încerc, adică am pornit de la mai alentat, spunându-mi în așa fel biografia, care este total adevărat. Așa este. Așa este. Intelectualitatea de la Chișinău, așa cum vă spuneam, nelustrată, care a făcut, care n-a avut curajul, majoritatea dintre ei n-a avut curajul să iasă și să spună, da, domnule, am făcut asta, rup legământul. Iertați-mă, pentru că mulți dintre ei chiar sunt români. Da. Chiar sunt... Ar dori să facă de la rușine. Din cauza asta au ajuns într-o mare eroare. Știți până unde s-a ajuns? Și acolo, și aici. Totul e numai sărbători. Totul e numai centenarul. Totul e numai în zona unor sărbători, chiute, dansuri, hore. Că dacă aud aia de la Bruxelles, hora noastră românească, care o masă transpirată de oameni care se ridică 10 metri de la suprafața solului, chiute, răcnete și nimic mai mult. Nimic mai mult. Nimic pe integrarea românească. Nimic absolut. Și unde s-a ajuns? Unde s-a ajuns? Dom'le, facem unde? Cum o facem? Păi s-a ajuns la Chișinău, domnule, dar nu suntem mai proști ca sirienii. Mergem și rupem gardul de la Prut. În ce lume trăim? În ce lume? Și eu am fost... Eu care vă zic care este punctul, adică cum l-am privit eu pe Băsescu aici. Eu pe Băsescu l-am privit cu ochi buni de la Chișinău. L-am și votat. Am apreciat
modul în care s-a impus el lui Voronin. Eu am spus, Băsescu a avut două lucruri strategice. A avut, așa am văzut eu, dumneavoastră poate aveți alt punct de vedere, a fost la Țanc sau a făcut el un tratat strategic cu Statele Unite ale Americii. Eu sunt pro-american. Îmi plac Yankee, îmi plac republicane. Idem. Da. Nu igen. Idem. Da, da. Deci, și pe timpul președinției lui au fost create aceste organe de luptă împotriva corupților, mafiei și așa mai departe. Așa văd eu de la Chișinău. Știu că puteți, știu că Băsescu acum s-a întors undeva într-o zonă foarte neclară și pentru mine. În zona de unde vine, doamne. Exact. E alături de Dan Voiculescu. Dar implicarea lui Băsescu... Plahotniucul nostru este Dan Voiculescu. Exact, exact, știu. Dar implicarea lui Băsescu recentă la Chișinău a fost o mare dezamăgire. Băsescu a venit la Chișinău anul trecut să strânească românismul. A venit să spună că integrarea europeană a Republicii Moldova nu mai este fezabilă, că putem face doar unirea. Dar cum o facem unirea, domnul președinte? Și a contrapus vectorul integrării europene cu vectorul de integrare românească. Și eu întreb, domnule, dar cum facem după ce România și-a cedat o parte din suveranitatea ei Bruselului? După ce România are... este partea Uniunii Europene. Pe care ușă intră Basarabia în Uniunea Europeană? Pe ușa din spate? Noi reușim românește să ne înțelegem ca noaptea, fără să observe americanii și europenii, intrăm cumva prin spate și spomenesc la un moment dat nemții că au fost pur și simplu trași pe sfoară, că Basarabia, pe care nu o doresc ei Uniunea Europeană, se află în Uniunea Europeană prin România. Și atunci vă spun acum un tratat perfect românesc și un tratat de unire a Basarabiei cu România. Nu există altă comunitate românească în afara frontierelor României care ar avea un instrument de integrare românească și europeană decât Republica Moldova. Românii din Banatul Sârbesc, românii din Valea Timocului, românii din Ucraina, comunitățile de români de acolo vor rămâne, cred că pe un termen îndelungat, minorități naționale în țările unde i-a prins istoria. Noi suntem singurii favorizați ai sorții care avem un instrument de integrare românească, care este statul Republica Moldova. Și atunci când statul ăsta este cedat lui Dodon sau lui Voronin în altă dată, și ei, Republica Moldova, nu vă este cunoscut termenul aici, statalist se numesc ei, adică de la stat. Deci ei sunt... Se identifică cu statul. Ei se identifică cu statul, deci ei sunt pentru statalitatea... Păi și ăștia ai noștri, că zic, statul, da, paralel. Exact. Ei se identifică în statul real. Exact, da. Adică Dodon, statul mafiot. Dodon este statul Republica Moldova. El își iubește Moldova, el iubește statul Republica Moldova. În sinea lui, așa, în viziunea lui. Nu, dar îl cred și o parte din populație. Chiar îl cred. Sigur că îl cred, dar au votat pentru el. Și asta e o realitate. Domnule, statul Republica... Iar eu, care am luptat cu arma în mână la Nistru pentru statul Republica Moldova, mie poate să-mi spună oricine dintre ei, du-te în România dacă nu-ți place. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns aici cu dezvoltarea unor mafii și la București și la Chișinău? Pentru că toată lumea a zis, facem mafia noastră, ne înțelegem noi cumva, du-te mafioții România, noștri. Du-te mafioții... în România, spune Sergiu, exact, Mocanu, nu? Du-te în România. Ăla care are, exact, care are în familie, probabil, frate în Germania, care muncește pe cetățenia română ca să își susțină familia din Republica Moldova. Așa sunt și români. Plecați afară, iar economia noastră a fost doar artificială. Du-te în România! Bucanu, du-te în România! Că dacă ești cetățean român, du-te în România dacă ești român, dacă îți place România. Nouă ne place statul Republica Moldova. Și atunci eu le spun românilor mei din Basarabia, domnule, dar cum am dat noi statul ăsta pe mâna lui Voronin, a lui Dodon, a altora? De ce statul ăsta, Republica Moldova, noi credem cu mafia noastră și cu mafia dumneavoastră, demolând statul moldovenesc și ăsta românesc, vom face vreo unire? Cum? Cum? Când statul Republica Moldova, în percepția mea ideală, este ca acest instrument cu o elită creată la Chișinău, și eu cred că am un plan în sensul ăsta, cu o elită lustrată, o elită necaghebizată, o elită scoasă din zona intereselor rusești, o elită conștientă, care face exerciții de discernământ alături de mine în fiecare seară la 20:30 pe antimafie.md, am putea să începem să scoatem la mal statul Republica Moldova de integrare cu țara mamă, România.
cu țara mamă România. Și nu mai rostesc cuvinte de pragmatism, de centenar, sau le-au terfelit, le-au terfelit într-un soi de patriotism românesc jigos, unul care nu are nicio treabă cu realitățile din Republica Moldova și din România. Vă zic, suntem singurii români, suntem favorizați ai sorții, că avem un stat, avem un instrument de integrare românească, care este statul Republica Moldova. Crearea unei elite la Chișinău. Și vă zic, eu mă adresez dumneavoastră acum, toți cei care trăiți cu aceste sărbători românești, și mie îmi plac sărbătorile românești. Eu lăcrămez atunci când cântă Doina și Ion Aldea Teodorovici. Eu am atâția oameni frumoși în România pe care îi ador, cu care adorm, cu care mă trezesc și așa mai departe. Nu sunt din zona politicului. Dar noi nu suntem acolo. Noi avem o misiune pe care ne-am asumat-o. Eu am trăit cu asta de mic copil. Eu am trăit la marginea lumii. Eu trăiam la marginea lumii. Eu așa percepeam lumea atunci când eram copil. Pentru mine era Uniunea Sovietică, care era pânhăt, nu știu unde, până la Japonia, iar eu eram în capătul ăsta și aici, pentru mine, deci eu mă gândeam că alții care trăiesc în fundul Rusiei, acolo, care trăiesc în Rusia departe, ei au patru părți a lumii. Au patru părți a lumii și pot merge și în direcția aia, și în direcția aia, și în direcția aia. Eu puteam merge numai într-o singură direcție, pentru că aici era Prutul. Dar știam întotdeauna că dincolo de Prut este o țară, care e țara mea. Și acum să ajungem pe mâna unora, care de 20 ceva de ani sărbătoresc, domnul Iurea, sărbătoresc. Eu nu mai merg la sărbători, nu mă mai interesează sărbătorile, pentru că eu știu ce am de făcut. Statul Republica Moldova, spun încă o dată, se răpăd în capul meu, domnule, dar ce vreți iară? Parcursul ar putea să fie la fel de interesant. Dacă am avea un plan românesc, dacă ar exista un Snagov pentru Basarabia, dacă ar exista la Chișinău politicieni serioși, alții decât Dragnea și toată gașca lui de mafioți, alții decât Călin Farcaș, care, Dumnezeu să-l ierte, n-a putut să-și dezvolte strategii de supraviețuire. O să mai amintesc numele ăsta astăzi. Pentru că am fost foarte puternic afectat de încercarea lui Dragnea ieri de a scăpa de pușcărie. Și cum a dezvoltat strategii, cum poporul care l-a votat îl ajută ca el în Parlamentul României să-și adopte legile de care are nevoie să supraviețuiască la libertate. Iar tânărul ăla n-a avut nicio șansă. Dar câți români n-au nicio șansă? Poate că a strâns o sumă de bani din donații. Da, dar birocrația românească nu i-a permis. Birocrația românească nu i-a permis să ajungă la destinație și să-și facă operație. Dragă Sergiu Mocanu, mafia este transfrontalieră și lucrează în cele două teritorii. Din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, să știi că am niște jurnaliști de calitate în România, niște istorici și niște intelectuali care... Noi ne-am cam prins cum stă situația. Oamenii, cetățenii care se uită la... Noi avem critici acum pe Facebook. Aparatul ăsta de propagandă, ca ghebis pe care l-aveți voi în Republica Moldova și noi în România aici, voi funcționează. Da, dacă funcționează. Ieri, cu Radu Moraru, patronul postului, îi țineam locul aici. Ne-au bruiat microfonul. Până nu scăpăm, bă, de lustrare, cum zice Sergiu Mocanu, de lustrarea clasei politice și de acceptarea de către intelectualii din ambele părți ale Plutului, că și noi avem probleme noastre cu intelectualii noștri, a greșelilor, să fie într-o poveste care nu-i din Europa. E de acolo, de la Dugin, din Eurasia, cu sediu, cu capitala la Moscova. Din tățarul Mongolia. Da? Bă, până atunci, într-adevăr, nu vom înțelege nimic. Aparatul de propagandă sovietic, bolșevic, uite că ne critică pe noi. Da, niște oameni sinceri, dar ne și jignesc. N-are nimic. Mii de cetățeni, sute de mii de cetățeni, în această seară, și-au dat seama, o parte, că România și Republica Moldova, Basarabia,
au de suferit datorită unei găști foarte mici care manipulează mediatic. Dragilor, telespectatori, cetățeni, vorbitori de limbă română, aprindeți torțele din sufletele voastre. Gândiți sănătos că noi putem face schimbarea. Și schimbarea nu înseamnă unirea, reunirea asta a noastră de care vorbim și de care trebuia să vorbim și să înfăptuim de mult reunirea. Ci bunăstarea dumneavoastră și a copiilor voștri, suferințele pe care copiii lăsați și România și Republica Moldova, fără părinți, migrația în masă către Occidentul ăsta, unde suntem sclavi și noi și voi, pentru a câștiga o pâine și a ne face un viitor în țările noastre. Până nu oprim corupția asta, mafia asta generalizată, nu vom putea trăi bine. Nu vă mai lăsați manipulați de acești trădători de neam, de țară și infractori. Scurtă pauză de publicitate. Revenim cu informații despre Basarabia, despre România, despre mafia generalizată, cu un om de valoare, Sergiu Mocanu. Bravo lui! Tot respectul, scurtă pauză, revenim. Mulțumesc.